Am plecat în 89, în 90, după Revoluție. Festivalul s-a deschis, s-a redeschis în 95 și chiar am avut norocul să fiu chiar la deschidere cu Yehudi Menuhin. De atunci a fost o perioadă de vreo 10 ani în care nu am mai venit, iar acum suntem, cred că, la a treia sau a patra ediție în care venim cu orchestra Cosachebo. Prima lucrare pe care am făcut-o de Enescu, chiar și astăzi am vorbit cu cineva despre acest Impromptu Concertant de Enescu și chiar spuneam că la vârsta respectivă nu am înțeles nimic. E și o lucrare destul de complexă, cu 6 bemoli, și ascultam astăzi cât de frumoasă este această lucrare și pe care vreau să le fac. Este un pic de șoc contactul cu muzica lui Enescu. Trebuie un pic de obișnuință, un pic de acceptare, un pic de un schimb așa de informații ca să-l înțelegi. Și cine poate să spună că îl înțelege complet până la urmă pe Enescu? Cineva avea ideea, de ce nu punem în autobuze și muzica lui Enescu, de exemplu? O și învățăm, pentru că este muzica noastră și e rușine ca să o știe mai bine străinii decât noi. N-ai cum să nu asculti și să termin cu un zâmbet pe buze. Eu asta mă gândesc că lipsește în ziua de azi, această bunătate.